O cisternă cu benzină și un autoturism s-au ciocnit pe un drum național din Brăila. Unul dintre șoferi a murit carbonizat după ce ambele vehicule au luat foc. Două eleve din Drobeta, Turnul Severin, au fost lovite în plin pe o trecere de pietoni de lângă școală. Amândouă au ajuns la spital. Nici nu a început bine vara, că Grecia se confruntă cu incendii de vegetație. Sute de persoane au fost evacuate după ce flăcările au cuprins o pădure de pe insula Evia. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! A fost pericol major de explozie pe un drum național din Brăila. O cisternă încărcată cu 10 de tone de benzină s-a ciocnit cu o mașină. Șoferul autoturismului a murit carbonizat, iar bărbatul care conducea mastodontul a ajuns la spital. Șoseaua a fost închisă timp de câteva ore din cauza riscului de explozie. Autoritățile au transmis și un mesaj ro-alert localnicilor. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De grâu. Exista riscul să apară și o explozie? V-ați gândit să plecați? Nu, eu nu m-am gândit să plec, dar de explozie era vorba, de ceva, cum s-ar fi spus. Impactul a fost extrem de puternic. Chiar dacă au ajuns rapid, salvatorii nu au putut să facă nimic pentru șoferul mașinii. Autoturismul a ars ca o torță. Accidentul s-a produs pe drumul național 2B între localitățile Lacu Sărat și Silistraru. Din cauza încărcăturii mari de benzină a existat un pericol major de explozie. Flăcările mari și fumul gros i-au speriat pe locuitorii satelor din apropiere. Nu s-a putut interveni la autoturism deoarece acesta era foarte aproape de autocisternă în flăcări. Benzina din autocisternă a ars cu flacără foarte mare și cu degajare foarte mare de fum, de aceea a fost necesar transmiterea un mesaj roalet către populația din zonă și faptul că traficul este restricționat pe zona respectivă. Imediat, polițiștii au închis drumul pentru că cisterna putea sări în aer în orice moment din cauza temperaturii ridicate. Se pare din primele date că ar fi o persoană decedată, conducător autoturismului, care tot din primele date ar fi efectuat o depășire regulamentară și a pătruns pe sens opus de mers. Conducătorul autocisternei, un bărbat în vârstă de 34 de ani din județul Prahova, a ajuns la spital. A fost testat pentru consum de alcool. Rezultatul a fost negativ. Se vedea un fum foarte gros, flăcări de 50 de metri, era foarte multă poliție, ambulanțe, pompieri, efectiv foarte mult. V-ați gândit că ar fi trebuit să evacuați dacă venea fumul spre dumneavoastră? Da, zis că tot este ok. Nu e nicio problemă. 3 ore s-au luptat pompierii cu focul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală. Ei încearcă să afle cine este vinovat. Două eleve ale unui liceu din Drobeta, Turnul Severin, au fost lovite în plin pe o trecere de pietoni. Locuiau în căminul unității de învățământ și tocmai ieșiseră la cumpărături. Un șofer grăbit nu le-a văzut când traversau. Tinerele au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Accidentul s-a produs chiar în fața liceului în care învață cele două fete la ieșirea din Drobeta, Turnul Severin. Ele locuiau în cămin și mergeau la cumpărături. Victimele au încercat să traverseze regulamentar, dar șoferul nu le-a văzut. Paznicul școlii a sunat la numărul de urgență și a cerut ajutor. Nu auzi un zgomot puternic, eu eram chiar în cabină aici. Și auzi un zgomot, când mă uitai, erau fetele jos acolo, întinse pe stradă și fugi repede și una nu era lovită, o ridicai și plecă. Dar cealaltă era inconștientă. E școală, sunt mulți copii, e trecere de pietoni, e bună făcută că era mai încolo, era în fața școlii, dar șoferii sunt atenți. Tinerele au primit îngrijiri la locul accidentului, apoi au fost transportate la spitalul județean. Echipajele serviciului de ambulanță Mehedinți au intervenit la un accident rutier în care au fost implicate două tinere de 18 ani. Ele se aflau pe trecerea de pietoni, au prezentat politraumatisme. Una dintre ele avea un traumatism craniocerebral acut deschis, iar cealaltă un traumatism de genunchi. Ambele paciente au fost transportate la UPU Severin pentru investigații suplimentare. Șoferul are dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și nu mai are dreptul să conducă. El nu consumase băuturi alcoolice. Val de pensionări pe caz de boală la Ministerul de Interne. Cel mai tânăr pensionar din sistem este un polițist de 25 de ani. Cum a fost lăsat să se pensioneze și ce autorități au început să verifice dacă bolile sunt reale, aflați la Focus. Avocata care a lovit intenționat un motociclist cu mașina a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Este acuzată de tentativă de omor și fugă de la locul accidentului. Colega mea Daria Diaconiu are detalii. Bună seara, Daria. Ce au decis judecătorii?
Bun găsit, avocata care l-a șicanat și lovit în trafic pe motociclistul de 35 de ani a primit astăzi arest preventiv pentru 30 de zile. Deși inițial încadrarea a fost de vătămare corporală din culpă, în cursul zilei de ieri a fost schimbată încadrarea în tentativă de omor, la care se adaugă și părăsirea locului accidentului. Motociclistul a intrat într-un refugiu pentru pietoni după ce ar fi fost acroșat de autoturism. S-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute în Iași, în zona Belvedere. Un echipaj de la ambulanță a ajuns la fața locului și a acordat primul ajutor motociclistului. De pe imaginile camerelor de supraveghere din zonă se vede cum autoturismul condus de avocată pur și simplu urmărește motocicleta, o împinge în refugiu, de care acesta din urmă se izbește puternic. Motociclistul a rămas întins pe șosea până la venirea unei echipe medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță. Circulația tramvaielor a fost oprită și traficul a fost îngreunat pentru zeci de minute. Motociclistul a fost transportat de urgență la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, de unde a fost externat în cursul zilei de ieri. Atât de aici. La revedere! Patricia și Bianca, cele două tinere de origine română care au murit în râul Natisone, urmează să fie repatriate și înmormântate în România. Sfâșiată de durere, mama Patriciei spune că fiica ei știa să înoate, dar a rămas să o ajute pe Bianca. Prietenul celor două tinere, Cristian, care l-a strâns în brațe cu putere în ultimele clipe de viață, încă nu a fost găsit. Patricia și Bianca vor fi conduse astăzi pe ultimul drum. Vor fi înmormântate la Tarna Mare, județul Satu Mare. Forse era destinul, nu s-o coza... cosa credere, non voglio. Io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara. E... spero di che ci dà la forza di sopravvivere. Prietenul celor două tinere, Cristian, care l-a strâns în brațe cu putere în ultimele clipe de viață, încă nu a fost găsit. O armată de oameni îl caută pentru a cincea zi la rând. Între timp, parchetul din Udine a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Anchetatorii au descoperit că una dintre fete a sunat de 4 ori la 112 să ceară ajutor, iar ultima oară nu i-a mai răspuns nimeni. Noi faremo tutte le indagini necessarie, tutte le verifiche necessarie per ricostruire compiutamente tutta la vicenda. Autoritățile italiene verifică și planul de intervenție al salvatorilor. Pentru misiune a fost chemat un elicopter care era la o distanță mare de locul în care fetele au fost luate de ape. Un alt aparat de zbor era disponibil în apropiere, dar nu a fost folosit. Ieri, sicriele cu trupurile fetelor au fost ținute la o casă funerară din Udine. Cele două fete au fost îmbrăcate în rochii de mireasă potrivit tradiției. Autoritățile locale din Udine au decretat astăzi zi de doliu național. Grindina a făcut prăpăd noaptea trecută în mai multe localități din județele Iași și Brăila. A fost cod roșu de vreme rea cu ploi torențiale și vijelii. În unele localități gheața a fost de mărimea unei mingi de tenis. Au fost distruse solarii și culturile din grădini. Gândește că erau mai mari. Gândește că erau mai mari. Și colțuroase. Ia uite cum ia. Și colțuroase. Ai, ce bani. Ce capul meu. Cum să nu spargă așa ceva? Și rămânem cu... Oamenii au privit neputincioși cum natura le distruge munca din ultimele luni. Grindina a rupt solariile și toate plantele de la care localnicii sperau să aibă o recoltă bună. O ploaie cu gheață de 20 de minute a făcut prăpăd. Iată că solariile au fost distruse, foliile au fost rupte și chiar mașinile au fost ciuruite. Este calvarul pe scurt prin care au trecut locuitorii comunei Răducăneni din județul Iași. Am 47 de ani și mama mea de 77 de ani nu o mai întâlnit în Răducăneni în gheață cât pun. Și în gospodăria doamnei Nadia Bejan este totul distrus. Femeia povestește că nu prea mai are ce să salveze după ploaia cu grindină. Legumele din grădină, ceapa, verde, păstările, pătrunjel verde, mărar, tot ce spune un om gospodar în curte, o distrus, o fărămat. O venit pe mașină, o crăpat parbrizul. Mașina. Prăpăd tare de tot. Nu a fost niciodată, de la 71 de ani, n-am văzut capul și... Dacă așa de două și facem. S-a distrus tot, practic. Tot. Nu mai avem nimic. Din cauza furtunii, o barză și-a rupt aripa. S-a întâmplat în localitatea Grozești. O elevă a găsit pasărea și a salvat-o. Grindina a făcut ravagii și în Brăila.
Oamenii din 10 sate și comune fac bilanțul pagubelor. Cum sunteți, perii că pe casă făcea poc în toate părțile. Gheață, așa ca ou de porumbel. Și a durat mult, doamnă? Eu zic că mai mult de 10 minute. Cred că aproape o jumătate de oră. Dar deci din prima cu piatră mare, altă dată o mai lua cu ploaie, cu apă și după aia piatră mică, mică. Mi-a speriat, doamnă. Am închis televizor. A fost frigider tot. De ce ați închis? Așa, de curie, că mi-era frică. În județul Bistrița Năsău nu a scăpat de furia naturii. Grindina a distrus fațade ale caselor, geamuri, solarii și a avariat mai multe autoturisme. Rafalele de vânt, care au atins chiar și 90 de km pe oră, au pus la pământ zeci de copaci. Un hacker spaniol dat în urmărire internațională în urmă cu 3 ani a fost arestat la București. Este considerat cel mai căutat infractor cibernetic din Peninsula Iberică, spun anchetatorii. A folosit 55 de identități false și a furat 10 milioane de euro. Colegul meu, Viorel Matei, vine cu detalii. Bună seara, Viorel! Cum a fost descoperit hackerul? Bun găsit tuturor! Peste 300 de plângeri au fost depuse în Spania, iar sute de conturi bancare frauduloase au fost analizate, printre ele fiind rulate 10 milioane de euro. Ancheta a început în august 2021, când 5 persoane au reclamat că au fost escrocate, după ce li s-au spart conturile de mesagerie din WhatsApp. Pe parcursul anchetei au fost înregistrate plângeri pe întreg teritoriul Spaniei pentru diferite tipuri de escrocherii, precum uzurparea identității prin deturnarea conturilor WhatsApp și solicitarea de bani de la contacte, escrocherii cu închirieri de locuințe de vacanță, contractarea de micro-împrumuturi pe numele unor terți, deschiderea de conturi bancare prin uzurparea identității terților, phishing, smishing și altele, tot felul de escrocherii. Autorul principal al infracțiunilor și destinatarul final al banii era un cetățean spaniol care de câțiva ani fugise și trăia în România. Cu ajutorul polițiștilor români, bărbatul a fost localizat într-o locuință de la marginea Bucureștiului, unde a și fost arestat. S-a descoperit că spaniolul reușea să spele sumele de bani furate folosind identități false. Apoi, cu banii furați, achiziționa criptomonede. După arestare, a fost extradat și pus la dispoziția tribunalului din Pamplona. Atât deocamdată de aici. La revedere! Anchetă la Spitalul Ministerului de Interne din Capitală după un val de pensionări pe motiv de depresie. Există suspiciunea că medicii ar fi eliberat documentele fără ca bolile invocate să existe. Investigatorii anticorupție au ridicat mai multe documente de la unitatea medicală. Este cercetat inclusiv cazul unui polițist de 25 de ani care acum încasează pensie. Procurorii anticorupție au ridicat mai multe documente de la Spitalul Dimitrie Gerota marți. Anchetatorii verifică dosarele de pensionare pe caz de boală și evaluările medicale ale mai multor polițiști, jandarmi și pompieri. Direcția Generală Anticorupție s-a sesizat din oficiu, după ce numărul de pensionări cu diagnosticul depresie a crescut exponențial în ultima perioadă. E clar că atâta vreme cât a fost deschis acest dosar, există probabil niște indicii rezonabile că anumite diagnostice medicale au fost emise în mod evident cu arătarea unei alte stări de fapt decât cea reală și în principal vorbim despre infracțiunea de fals intelectual în cazul de față. Polițiștii se pot pensiona numai în caz de inaptitudine medicală, iar dacă se întâmplă acest lucru, sunt trecuți în rezervă. Un caz puternic mediatizat în ultima perioadă a fost cel al tânărului polițist în vârstă de 25 de ani care a fost prins conducând drogat la volan în uniformă în drum spre locul de muncă. El a fost tras pe dreapta de colegii săi, iar în urma testării a ieșit pozitiv la cannabis. Comisia de expertiză care a preluat ancheta a decis că tânărul ar trebui să se pensioneze pe caz de invaliditate din cauza depresiei de care ar fi suferit. Conform presei locale, acesta a ieșit la pensie la vârsta de 25 de ani, cu un venit lunar de aproximativ 3.000 de lei. Polițistul din satul mare și-a motivat consumul de psihoactive din cauza stresului din sistem și a problemelor personale. Ar fi fost diagnosticat cu depresie și a ieșit la pensie după o carieră de până în 5 ani. A fost absolventul unei școli de poliție. În momentul în care vorbim despre pensionare de boală, există termene de revizuire, în sensul în care până la îndeplinirea condiției de pensionare standard, până la îndeplinirea vârstei de pensionare standard, 65 de ani, persoana respectivă
are obligația de a se prezenta la Comisia Medico-Militară la fiecare 12 luni sau la un alt termen stabilit de comisie pentru a constata dacă se mai află în sub efectul acelui diagnostic. Dacă noua expertiză medicală arată că angajatul MAI nu mai are nicio problemă, persoana poate fi reîncadrată în sistem. Nu este clar dacă tânărul polițist din satul mare se poate întoarce la muncă, pentru că este și cercetat penal pentru conducerea sub influența substanțelor interzise. În cazul lui, termenul de revizuire al diagnosticului este de 12 luni. În acest dosar vor fi audiate mai multe persoane, potrivit unor surse judiciare. Alergiile alimentare sunt din ce în ce mai des, avertizează specialiștii. Se pot îmbolnăvi chiar și adulții care nu au mai avut probleme până atunci. Care sunt alimentele cu risc și care sunt primele semne de alergie care ar trebui să ne trimită la medic? Vedeți imediat în jurnal. La 1 septembrie va intra în vigoare noua lege a pensiilor, care ar trebui să majoreze veniturile la cel puțin 70% dintre pensionari. Președintele Casei de Pensii a transmis că seniorii vor ști în curând cu cât li se va mări pensia, deoarece vor primi noi decizii de pensionare. 4,8 milioane de pensionari așteaptă cu sufletul la gură recalcularea pensiilor promisă de guvernanți și care ar trebui să intre în vigoare peste 3 luni. Nici o pensie nu se va micșora, susțin autoritățile. Seniorii sunt sceptici însă. Așteptări prea mari nu am, ca să nu fiu dezamăgită. Am 2032 de lei. Vă așteptați să crească pensia? Vă dați seama că jumătate o dau pe medicamente. Să dea Dumnezeu să fie adevărat ce spun, dar să vedem. Ne facem vise și s-ar putea să fie de povară, e campanie electorală, să treacă și vom vedea. Casa Națională de Pensii Publice a lucrat intens în ultimul an la sistemul de recalculare. Acest proces de evaluare a dosarelor de pensii și digitalizarea lor este pe final. Suntem la un procent de peste 99% în momentul de față, deci practic acest proces este aproape finalizat. Oamenii vor primi aceste decizii vara aceasta, exact cum am promis. Nici o pensie nu va scădea. Înainte ca seniorii României să primească noua pensie, ei vor primi prin poștă decizia de pensionare, care va include noua formulă de calcul și, implicit, noul venit recalculat. Punctele de stabilitate sunt esențiale în formula de calcul. Pentru fiecare stagiu de cotizare contributiv de peste 25 de ani, de la 1 septembrie 2024, se vor acorda un număr de puncte de stabilitate. Între 25 și 30 de ani, pensionarii vor primi 0,5 puncte. Între 30 și 35 de ani vor primi 0,75 de puncte pentru fiecare an. Cei care au muncit peste 35 de ani vor primi un punct întreg, echivalentul cu 81 de lei. Acum urmează să fie pusă la punct aplicația informatică, ce va recalcula toate pensiile din România și va stabili baza de calcul a viitorilor pensionari. Suntem în teste acum cu județele privind primul modul de recalculare a pensiilor în plată. În momentul când finalizăm aceste teste, trecem la tipărirea acestor decizii de pensii și ulterior, după ce le tipărim, urmează expediția către beneficiarii noștri pensionari. Un pensionar cu un stagiu de cotizare de 30 de ani ar trebui să primească, conform noii legi, 2,5 puncte de stabilitate, adică 200 de lei în plus la pensie. Unul care a lucrat 38 de ani, spre exemplu, va primi mai mult de 9 puncte de stabilitate, adică 750 de lei la pensie. Această reformă s-a impus pentru că, exact ce vă spuneam, au fost inechități care s-au acumulat de-a lungul timpului. Practic, avem în momentul de față în plată pensionari care au lucrat aceeași perioadă de timp și au diferențe de pensie de câteva sute de lei, ceea ce nu este în regulă. Peste 40 de ani am muncit și mi se pare echitabil să primim, dacă nu suntem considerați în continuare ăia din comunism. Asta este partea care ne doare. Să se țină de cuvânt, să se mai termine odată cu sărăcia din țara asta. Odată cu începutul anotimpului cald, zborul cu avionul devine un lux. Costul mediu al unui bilet depășește 1000 de lei. În ciuda costurilor mari, interesul românilor pentru călătorii nu a scăzut. Potrivit specialiștilor din turism, destinațiile pe care se introducă rute aeriene noi pot fi o soluție mai ieftină.
În sezonul estival, zborurile cu avionul reprezintă o provocare. Orarul încărcat de pe principalele aeroporturi poate duce la zboruri anulate, iar cererea mare face ca prețurile biletelor să crească. Prețul mediu în această vară este de 222 de euro. Cele mai ieftine bilete se găsesc în iunie, cu un preț mediu de 194 de euro, iar cele mai scumpe în august, 246 de euro. Am prins și cu 120 de lei dus întors, acum a fost vreo 800. Dar merg la două concerte, unul în Milano mâine și altul în august în Londra și mi-am planificat scurtul concediu în jurul lor. Și anul ăsta la fel, sunt scumpe și anul trecut au fost scumpe. Dacă te organizezi un pic din timp, da, într-adevăr, cu câteva luni înainte reușești să găsești un preț ok. Deja am organizat în Italia, în Sardinia. Dat fiind că avem doi copii mici, vom merge în Bulgaria anul acesta, dar preferăm Grecia de cele mai multe ori. Ne gândim să mergem pe niște insule mai exotice, dar încă facem calcule. Unele agenții de turism, pentru câțiva lei în plus, oferă posibilitatea de blocare a tarifului pentru o scurtă perioadă. În plus, specialiștii spun că pot obține un preț mai mic în anumite condiții. Dacă avem flexibilitatea să, de exemplu, să nu plecăm într-o vineri, să plecăm într-o luni, să plecăm într-o zi a săptămânii și să stăm în afara weekendului, să evităm un pic weekendul, putem să ne reducem costurile cu până la 20-30%. Potrivit unui sondaj realizat de o agenție de turism, 67% dintre respondenți și-au cumpărat cel puțin un bilet de avion pentru această vară. August este luna preferată de români pentru călătorii, iar destinațiile favorite sunt Grecia, Spania sau Italia. Totuși, 40% dintre cei care călătoresc sunt deschiși să încerce o nouă destinație. În această vară, companiile aeriene au introdus mai multe destinații noi, cele mai multe pe aeroportul Henri Coandă, care a ajuns astfel la 115 rute. Din iunie sunt disponibile zboruri directe către New York, Malaga, Tenerife sau chiar Baku în Azerbaijan. Este evident că diferența o face și numărul de ore. 3 ore, un zbor direct, față de 9-10 ore cât aveam înainte cu escală prin Istanbul. Eu cred că va face ca foarte mulți dintre români să își dorească să meargă în Azerbaijan, inclusiv zona de afaceri. Românii sunt dispuși să le încerce, plus că vin la început de deschidere de rută cu niște prețuri mai bune și atunci merită încercate aceste noi destinații. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului, prețul biletelor de avion s-a majorat cu 10% față de anul trecut. Prețurile mari au intrat și pe radarul Consiliului Concurenței, care a anunțat că va face o analiză, mai ales pe rutele pe care există monopol. Eu cu cine votez? Este întrebarea făcută celebră de Caragiale pentru runda dublă de alegeri din 9 iunie. Avem opțiuni din belșug. Iar în total, la nivel național, mii de candidați s-au înscris pe liste, în speranța că vor fi aleși. Cum arată scrutinul în cifre, ne spune colega mea, Ana Maria Maxim. Haideți să ne oprim mai întâi la europarlamentare. În acest an avem 494 de candidați care se luptă pentru cele 33 de locuri alocate României în Parlamentul European. Din totalul candidaților, femeile au un procent de aproape 34%. Nu toate sunt însă pe locuri eligibile. Pentru un fotoliu de primar candidează 11.386 de persoane. Locuri disponibile? 3.186. Aici, din totalul candidaților, doar aproximativ 10% sunt femei. Cei mai mulți candidați sunt în mediul rural, aproape 10.000. În schimb, la oraș avem în jur de 1.600. Haideți să ne uităm și la vârste. Cel mai tânăr candidat are 23 de ani, iar cel mai vârstnic a împlinit 100. Candidează într-un sat din județul Vaslui. Mai există doi candidați cu vârste mai mult decât respectabile, de 94, respectiv 95 de ani. Pentru un loc de consilier local sau județean sunt 11.500 de candidați. Dacă am vorbit despre candidați, nu avem cum să nu vorbim și despre votanți. În registrul electoral sunt înscriși peste 18 milioane de români. Aproape un milion au domiciliu în străinătate. Drept de vot au toți cei care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor. Pentru milioanele de votanți au fost pregătite aproape 19.000 de secții în țară, cele mai multe în București, și 915 în străinătate. În Italia vor fi cele mai multe, 150. Un număr semnificativ de secții de votare vor fi și în Marea Britanie și Germania, 147, respectiv 104. Iar pentru românii aflați peste ocean, în Statele Unite, există 48 de secții.
Să ne uităm puțin și la prezența la vot din anii trecuți. În 2020 au votat peste 1,4 milioane de români. În procente, asta înseamnă aproximativ 46%. S-a întâmplat la alegerile locale. Dacă e să ne referim la ultimele alegeri europarlamentare, cele din 2019, acolo prezența la vot a fost mai mare decât la locale. 49% dintre români cu drept de vot și-au exprimat opțiunea. Vara este anotimpul în care trebuie să fim mai atenți ca niciodată la ce alimente consumăm. Nu doar că se strică mai repede, dar pot apărea alergii mult mai ușor, chiar și la adulți și cu alimente pe care le-au mai consumat. Reacțiile pot fi bruște și severe, avertizează specialiștii. Tot ei spun că un adult din 10 poate fi alergic la cel puțin un fel de mâncare sau un produs alimentar. În ultimele decenii, cazurile de alergii alimentare au crescut în rândul adulților, potrivit medicilor specialiști. Acestea pot să apară inclusiv la oameni sănătoși, care nu au avut niciodată asemenea probleme. Ea este Aurelia. Nu a avut restricții alimentare și nici reacții la anumite alimente. Până acum 10 ani, când a mâncat pentru prima dată scoici. Mâncat scoici în Belgia, că acolo locuiesc de 30 și ceva de ani și mi-a fost foarte rău. Și mi-a zis doctorul, după mai multe investigații, să nu mai mănânc scoici. Încerc să le evit, cu toate că îmi plac foarte mult. Dar alergiile pot să apară și după consumul unor alimente pe care corpul le-a suportat până atunci. George, spre exemplu, a dezvoltat o reacție severă după ce a mâncat carne procesată și mezeluri. Mezelul și așa nu consum de ani de zile, inclusiv carne de pui, de porc. Alergiile alimentare sunt reacții ale sistemului imunitar la proteinele din alimente. În situațiile fericite pot să dezvolte doar mâncărimi, dar unele persoane pot să ajungă inclusiv la șoc anafilactic. Cea mai cunoscută cauză este hipersensibilitatea de tip 1, cea mediată de așa numiți anticorpi IgE, cei care sunt îndreptați împotriva proteinelor dintr-un anumit aliment, cei care pot să dea, din păcate, și reacții severe până la șoc anafilactic, chiar la cantități extrem de mici de alergie. O persoană care e alergică la niște polenuri, care au structuri similare cu diverse alimente, pot să facă reacții atunci când mănâncă acele alimente. Aceste alergii pot să apară la adulți din cauza unei flore intestinale slabe, a igienei excesive a produselor alimentare, a utilizării frecvente a antibioticelor și a deficitului de vitamina D. O persoană adultă care n-a avut nimica niciodată poate să devină alergică la o anumită proteină dintr-un anumit aliment din cauza întâlnirii frecvente cu alergenul și din cauza unor modificări la nivelul tubului digestiv, lipsa enzimelor care se digere corect. Până acum erau recunoscute doar 8 alergii alimentare principale, dar recent a apărut și alergia la susan, rezultată dintr-un exces care a adus la hipersensibilitate. Peste 120 de alimente pot declanșa reacții alergice, însă doar 9 dintre acestea sunt recunoscute ca fiind cele cu risc crescut de a provoca alergie. Acestea sunt fructele cu coajă lemnoasă, arahidele, laptele de vacă, fructele de mare, soia, oul, peștele, cerealele și susanul. Un incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în Grecia, pe insula Evia, unde 10 de oameni au fost evacuați. În urmă cu un an, flăcările au ucis peste 20 de oameni, iar acum autoritățile elene se tem de un nou episod torid cu 10 de incendii forestiere. Maximele în aceste zile în Grecia au depășit 38 de grade Celsius. Peste 80 de pompieri cu zeci de autospeciale și elicoptere au luptat cu flăcările în regiunea Crionerii, unde o pădure a luat foc. Incendiul a izbucnit lângă o zonă rezidențială de pe insula Evia. Oamenii au primit alerte pe telefon, iar unii au fost evacuați. Este o zonă la litorală din Evia, la 20 de kilometri din Atena. Acum câteva minute s-a emis un avertisment prin 112, prin telefon mobil, de la autoritățile elene pentru a evita oamenii să se deplaseze în zonă, iar pentru turiștii care se află în zona respectivă să se mută în alte zone. Iar ieri am avut 39, azi 38, iar se așteaptă o vară incendiară, cum au spus autoritățile, în care temperaturile minime din vara respectivă vor fi 37-38 de grade, iar maxime vor ajunge și la 44-45 de grade. Asta înseamnă că toți turiștii care vor veni din
alte țări, trebuie să fiu destul de atenți cu vremea respectivă pentru a nu avea o vacanță cu surprize, cum s-a întâmplat anul trecut cu turiștii din Rodos. Cel mai mare risc de incendiu, potrivit autorităților din Grecia, este în zonele turistice preferate, inclusiv de români: Rodos, Corfu, Evia și Peloponez. În 2023, flăcările au mistuit aproximativ 175.000 de hectare de păduri și terenuri agricole. Mai mult, au provocat moartea peste 20 de persoane. Anul trecut, România a trimis zeci de echipaje de pompieri în sprijinul salvatorilor locali și echipa Focus a mers pe insula Evia, de unde a transmis imagini apocaliptice. Sunt în momentul acesta două focare, nu foarte mari, în acea zonă, dar trebuie lichidate pentru că a început deja să bată vântul aici pe insula Evia, cel puțin în partea de jumătate a insulei, și este posibil ca tăciunii aprinși dintr-o zonă să fie aruncați în alta și astfel să se propage noi incendii. Anul trecut, incendiile au izbucnit în luna iulie, în timpul celui mai lung val de caniculă înregistrat vreodată în țară, care a durat 2 săptămâni. Banca Națională va emite o nouă monedă, va avea o însemnătate aparte și va fi din argint. Care sunt caracteristicile monedei, ce valoare va avea și mai ales ce va înfățișa, aflați imediat după publicitate. Vă aștept! Banca Națională a României va lansa o monedă de argint cu valoare istorică. Mai exact, marchează 100 de ani de la cucerirea primei medalii olimpice a României. Potrivit BNR, pe aversul monedei este prezentată o imagine a diplomei primite de jucătorii echipei de rugby după câștigarea primei medalii românești la Jocurile Olimpice din 1924 de la Paris. În plus, apar și inscripția România și stema țării. Pe reversul ei este înfățișată o minge de rugby, echipa care a câștigat medalia și mai multe inscripții. Conform Băncii Naționale a României, tirajul pentru moneda de argint este de 5.000 de piese și valoarea nominală este de 10 lei. Meciul de pregătire al tricolorilor lui Iordănescu împotriva Naționalei Bulgariei a adus aproape 20.000 de spectatori pe stadionul Ghencea și milioane de români în fața micului ecran. Transmisă în exclusivitate de Prima TV, partida a plasat postul de televiziune din portofoliul grupului Clever pe primul loc în audiențe. Potrivit datelor Kantar Media, la nivel național, Prima TV s-a clasat pe primul loc în preferințele telespectatorilor cu 4,86 puncte de rating și o cotă de piață de aproape 14%. Populația de la orașe din targetul 18-54 de ani a fost captivată de meciul Naționalei de fotbal. În intervalul orar 21:30-23:30, Prima TV a fost lider de audiență cu 4,75 puncte de rating și o cotă de piață de 16,6%. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monden cu Diana și Cove, iar de la 20 la Prima TV începe Cronica Cârpotașilor cu Dezbrăcatu, Gabriela și Șerban. De la 20 la Medica TV intrăm în culisele sistemului medical alături de Eugenia Foarfecă. Oferta canalelor Prima Sport este la înălțime și în această seară cu Norvegia-Kosovo de la 20 pe Prima Sport 1, Spania-Andorra pe Prima Sport 2 de la 21:45 și mai târziu de la 22 Franța-Luxemburg pe Prima Sport 1. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.